Mergând pe teren, am intrat în casele oamenilor, am ascultat poveștile lor. În primul rând, cred că au nevoie de ascultare. Și după aceea am încercat să îi informăm, să îi ajutăm, să îi sprijinim, acompaniem. Noi mergem în familie, eu mă întârziez sarcini, am grijă de copii, de nou-născuți. Cum ți se deschide ușa? La început a fost foarte greu să mi se deschide ușa, nu mi se deschideau. Pur și simplu, oamenii erau refractari, da, nu? N-aveau încredere. Cine ești? Vrei de să intri în familia noastră? De când s-a auzit un asistent medical pe teren, adică e ceva nou, asistenta medical comunitară. Nu percepeau că ai venit să faci ceva bun pentru ei. Da. Le era teamă de ce nu cunoșteau, așa exact, e? Exact. Am colaborat și cu medicul de familie, am insistat și în școală. Deci am dat informația în mai multe locuri ca să prindă cumva încredere în noi, că noi lucrăm împreună și noi mergem împreună de cele mai multe ori. Cum reușești să convingi un părinte care n-are el școală că e bine ca fiul sau fiica sa să urmeze cursurile și să-și deschidă altfel mintea pentru viitor? Nu poți să te duci la un om și să-i spui gata, de astăzi îl aduci la școală sau nu. Intri în vorbă cu el, îl afli ce probleme ai, îl iei și altfel după starea care e omul. Și încet, încet, stând de vorbă cu el, își dă de acord. Colaborez foarte bine cu mediatorul școlar, ne completăm munca. Noi, ca și consilieri, nu facem muncă de teren și atunci informațiile le completăm. Din familii? Către voi vin de la mediator sau de la, asistentul social? De la asistentul social, de la profesorul diriginte, de la învățători, chiar de la familie. Numărul de elevi este foarte mare, numărul de școli arundate la fel și timpul nostru este foarte... comprimat cu fiecare. Da, foarte comprimat și încercăm să ne programăm și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi. Ți s-a întâmplat să intri într-o casă și să descoperi acolo un copil bolnăvior sau un copil cu o dizabilitate căruia părinții nu știau ce să-i facă, poate n-aveau nici bani? Avem un caz în care o fetiță nu era înscrisă în grad de handicap. Am făcut tot posibilul, am dus-o la medic, a reușit încadrarea în grad. Se descurcă mult mai bine și cu bani acum. Deci, practic, părinții n-ar fi făcut nimic, nici bunica, sau bunica, da? Nici pentru a accesa dreptul ce se cuvine, da, acestui copil. Nu ai informație, practic nu accesezi drepturile pe care le ai. Exact.